o bufnitură. Și o auzi și când mi-am uitat în spate, mașina în șanț era. Era cineva mașină? Era un șofer. Era. Și era lovit tare? Nu, el conștient, o lua salvarea lui, dus la Botoșan să gata. Să speria lumea în tren aici? Panicul ăla, că să vadă ce s-a întâmplat acolo. Asta. Dar bufnitura a fost puternică? Trenul s-a fost simțit? Nu, puțin. Când am văzut ceva, a ieșit un fum de la locomotivă și... Cu pocnit, ceva, așa, mașina răsturnând, pe geam l-am văzut. Ați văzut cum s-a răsturnat mașina? Da, am văzut cum s-a răsturnat. Așa și a ieșit fum de la locomotivă. Ați speriat? Normal, că mă gândeam că se întâmplă ceva cu trenul. Într-o dată am auzit, am simțit trenul că se plecă în afară, am crezut că mai ieșit trenul de pe șină, m-am speriat. Și după aia am aflat că o mașină s-a izbit. Vine a fost o păreșul ăla mare și nu a văzut. Ce-a fost? A fost tu focul, da? Tu cu celălalt, cred că din cauza tău. Soarele în ochi sau... Nu putem spune ce s-a întâmplat, dar... O vine bine. Am văzut cum s-a întors, n-aia. V-ați speriat? Bineînțeles, puțin ne-am... Dacă l-am văzut când vine... Ați văzut mașina veniți prin dumneavoastră? Da, eram aici și mi-a uitat, mi-a zis, băi, să se izbește în tren. N-am apucat, sperinând discurs, s-o și izbește.